dragii noștri telespectatori. Îmi place să cred că ne-am găsit sănătoși în fața camerelor de luat vederi noi la emisiunea De joc și voie bună, iar dumneavoastră stând relaxați în fața micilor ecrane și să ascultați muzică bună și de calitate alături de invitații mei, de colegi dragi mie, colegi de bun simț și colegi care au un palmares și care au ceva de spus nu numai în muzica populară, ci și în alte, stiluri muzicale. Pentru început aș vrea să spun că eu sunt Mariana Culda. Mulți dintre dumneavoastră mă cunosc de la evenimente, mă cunosc de la emisiuni, mă cunosc din spectacole și mi-am propus să aduc în fața dumneavoastră pe colegii mei artiști ca să-i cunoașteți și altcumva. Altcumva decât pe scenă. Altcumva decât în evenimente și în spectacole. Aș vrea să cunoașteți omul de dincolo de scenă. Să auzim povești de viață. Să îi cunoaștem ca și oameni modești și oameni simpli, ca noi toți de altfel. Să aflăm câte ceva despre familiile lor, să aflăm câte ceva despre întâmplări plăcute sau mai puțin plăcute din viața lor. Ei vă vor răspunde cu tot sufletul, pentru că au răspuns invitației mele cu bucurie și cu entuziasm. Și în felul acesta, dumneavoastră, să vă faceți o legătură și să vă faceți o chimie mai aparte, vis-a-vis de omul din fața dumneavoastră și nu artistul de pe scenă. Pentru început, am invitat în această emisiune doi dragi prieteni și colegi ai mei de cântec, Cristi Proca și Adrian Matei. Ei fac parte din trupa Orizont, din Constanța. Au un palmares bogat. Îi și cunoașteți de la evenimente și din spectacole. Oameni dragi mie, mie îmi place să le spun păstrători de folclor, pentru că în afară de muzica de petrecere, în afară de muzica de pahar, pe care noastră o ascultați cu bucurie, ei păstrează folclorul autentic. În partea a doua a emisiunii o să-i ascultați și cântând muzică din Teleorman, muzică originală, muzică păstrată de noi toți în adâncul sufletelor noastre. Aș vrea să vă spun că această emisiune, De joc și voie bună, va fi difuzată sâmbătă, în premieră, la orele 15, și în reluare tot sâmbătă, noapte și duminică. Bineînțeles, după ce va fi emisă această emisiune, ne puteți găsi și pe Facebook și pe YouTube. Accesați Media TV pentru emisiunea De joc și voie bună și acolo ne găsiți pentru dumneavoastră cu sufletele deschise. Să trecem la invitații noștri din această emisiune. O să încep cu Cristi Proca. Pe el îl cunoașteți foarte bine, e un băiat frumos și cântă și foarte frumos. Și Adrian Matei, colegii mei dragi și buni, care mi-au făcut o mare bucurie, mi-au răspuns în a doua secundă invitației. Pentru că, știți cum e, ne cunoaștem de foarte mult timp. Ei știu că aceste emisiuni sunt foarte importante pentru că ajung la dumneavoastră. Și au răspuns invitației mele, în ciuda faptului că le-am spus de la început că o să le pun niște întrebări. Unele poate mai incomode pentru ei, dar au acceptat să răspundă întrebărilor noastre. Și chiar o să vă rog să-mi scrieți pe pagina mea de Facebook, Mariana Culba, ce artiști doriți să invit în fața dumneavoastră. Anumite întrebări. Doriți să știți câte ceva despre ei, aparte. Cu drag, ei vă vor răspunde la întrebări, pentru că nu au nimic de ascuns și, repet, și noi artiștii suntem la fel ca și dumneavoastră, suntem oameni ca și dumneavoastră, cu supărări, cu necazuri, cu bucurii. Bun venit, dragii mei! Bine v-am găsit, Mariana! Știți că vă pup, vă iubesc din tot sufletul. Sunteți colegii mei buni și dragi.
Hai să încep, Cristi, cu tine să te întreb. Cu mare drag. Omul Cristi Proca, da. Cine este? Cine ești tu în afară de scenă, în afară de, de microfon? Sunt, în primul rând, un familist convins. Da, asta știu. Da. Am o fetiță de 3 ani și 8 luni. Asta o soție... O soție care mă ascultă din orice punct de vedere și foarte frumoasă, și care mă înțelege, sigur că da, și mă înțelege. Am o carieră foarte frumoasă, carieră muzicală. Ce să zic? Spune-ne, când e obosit așa tu acasă? Da. Rupt de oboseală, terminat, răgușit și așa mai departe. Pentru că, dragilor, asta ni se întâmplă. Ne-am ales meseria asta, trebuie să suportăm și consecințele. Ce sentiment ai când îți apare fetița în cale și când vine și te ia de gât? Păi pot să spun că îmi trece, când ajung acasă de la eveniment, de la nuntă, botez, de unde vin eu, pot să spun că îmi trece toată oboseala. Toată oboseala și tot stresul. Când zice, tati, ce faci, tati, mi-ai adus bobul, mi-ai adus... Normal și nu cum și mă ia în brațe, clar. Logică. Dar... Eu vreau să spun așa, Cristi, pentru ce muncim? Pentru copii. Nu pentru ei. Nu mai pentru ei, sigur că da, așa este. Pentru cine ne sacrifică, ca și dumneavoastră, stimați telespectatori, fiecare, indiferent ce muncă, ce job ar avea, sigur că sacrificiile astea se fac pentru familie, pentru copii, pentru nepoții noștri, de ce nu? Pentru că în curând, cei care nu au nepoții o să vină și nepoții și atunci o să fie și mai bine, pentru că întotdeauna un bunic sau o mătușă își iubește mai mult nepoțelul decât propriul copil. Ok. Acum, Cristi, aș vrea să te întreb așa. Dar răspuns cu sinceritate că ai promis. Sigur. Ai avut în viața ta, da. Acum discutăm despre omul Cristi Proca. Da. Și probleme, adică chestii neplăcute, chestii... Sigur, nu avem o viață roz, că nu avem cum să avem viața roz. Viața de zi cu zi, nu? În viața de zi cu zi. Ai întâmpinat și lucruri mai puțin plăcute. Ai avut supărări, ai avut și tu necazuri. Ca fiecare, toți întâmpinăm greutăți, hai. Încercăm să trecem peste ele. Dar, ce să zic, greutăți mari, grave, să zic, de sănătate, de asta deocamdată nu am avut. Da, ferește, că nu dorim la nimeni. Da, da, da. În principiu sunt bine, sănătos, o familie sănătoasă, dar am știut să trec cu ușurință. Ai știut să treci cu ușurință peste toate hopurile. Când sunt, mai sunt și hopuri, sigur. Sunt o persoană foarte optimistă și poate și asta mă ajută. Te ajută, sigur că da. Dacă am fi toți optimiști, da, ce bine ar fi. Da. De când tu și cu Adi sunteți, faceți parte din trupa Orizont. Da, membrii formației Orizont. Membrii formației. Da. Și aș vrea să adaug eu, pentru că știu că voi nu o să o faceți, nu că nu o să o faceți de lipsă de modestie, dar nu vă place să vorbiți de lucrul ăsta, nu de orchestră, de bandul vostru. Da. O faceți cu drag. Dar v-ați gândit voi ca să nu, fiind voi doi astăzi din trupă prezenți, nu s-a putut veni, stimați telespectatori, cu toată trupa. Sperăm noi, cu altă ocazie, să invităm pe colegii, colegii mei și cu toată orchestra. Dar eu vin și spun, în orchestra Orizont sunt cei mai talentați și valoroși muzicanți de la noi, din Constanța. Printre cei mai buni, că sigur mai avem colegi. Mulțumim. Și aici spun de Iulian Ceamă, mexicanul, spun de Marius Dura cu saxofonul, Cristi Proca, Adrian Matei. Și Georgiana Rus. Georgiana... Rusu de Rusu. Așa. Fata de fata care e colega voastră, da. O fată dulcică, nu am cunoscut-o, dar sper să o invit cât de curând și pe ea într-o emisiune. Da, este foarte talentată. Este foarte talentată și o copilă. El a început de drum. Așa trebuie este. Să o încurajăm. Am uitat să spun că în emisiunea asta vom invita și tinere talente, copii buni, talentați, care vor să facă o carieră, care au nevoie de ajutorul nostru, iar noi vom răspunde cu drag. Trebuie să avem grijă de cei care vin în urma noastră. Și noi, la rândul nostru, am venit în urma cuiva. Ne-au deschis drumurile, le-au bătătorit. Asta facem și noi,
la momentul ăsta pentru tinerele talente, speranțe care vor veni după noi. Și o să am grijă să aduc în fața dumneavoastră și acești copii minunați pe care să-i cunoașteți și pe care să-i încurajați și dumneavoastră ca și noi. Bun. Cristi, cum stăm cu evenimentele? Mariana, ce să zic, am avut un an foarte încărcat în 2017, anul 2018 la fel. Un an foarte bun. Mulțumim lui Dumnezeu, e bine. E bine să fim sănătoși, să fim sănătoși, să putem să le ducem cu brio pe toate. Dar asta nu înseamnă, cu toate că sunteți angajați în multe evenimente, nu înseamnă că nu poți să ne dai un număr de telefon. Probabil drag. Mulți dintre telespectatorii noștri ar dori să te contacteze, să vă contacteze pentru evenimentele lor, pentru, știu eu, pentru... De ce nu și alte emisiuni la colegii noștri de la alte posturi de televiziune? Da, numărul de telefon, pot să-l spun, nu? Da, sigur că da, chiar te rog. Numărul de telefon este numărul meu, 0721-699-847. Și al colegului, 0722-910-418. Ok. Aceste numere de telefon le veți găsi și... Și pe YouTube, și pe pagina de Facebook, Formația Orizont din Constanța. Ok. Simplu. Ne-am lămurit. Pentru că sunt doritori, sunt telespectatori care vă doresc la evenimentele lor sau doresc să vă asculte tot timpul, ce știu eu, pe YouTube sau pe Facebook. Pe Facebook sau... mai sigur. Exact. Da. Și atunci să știe de unde să vă contacteze. Spune-mi, Cristi, regreți ceva? Absolut nimic. Absolut nimic. Cum am spus și mai devreme, sunt foarte optimist. Ceea ce mi-am dorit de mic copil, am realizat. Deci, nu regreți că nu te-ai făcut medic sau avocat? Nu, sau... nu. De ce? Ți-ar fi stat bine ca medic. Eu pot să spun că sunt și frizer, dacă nu știi pe asta. Da, uite, stimați telespectatori, v-am spus că o să aflăm multe lucruri în premieră. Dar nu prea o practic pentru că nu am timp. Că muzica... Dar îți place foarte... și frizeria. Adică da, și o fac foarte bine, am și lucrat. Bravo! Deci... Veneau foarte mulți soliști, prieteni, muzicanți, lăutari, veneau la mine și îi tundeam. Bravo, bravo, eu da. Nici eu n-am știut chestia da, asta. Da, e o meserie foarte bună, ușoară, mi-a plăcut. E bine că știi și o meserie din asta, sigur, niciodată la nu e. La bătrânețe nu se știe nu niciodată. Se știe. Că... Sigur că. Da, și aș vrea să te mai întreb ceva. Auci, aici o să doară puțin, dar telespectatorii mă cunosc. Majoritatea să nu fie lor. Foarte grea. Și știu că sunt din aia care spun pe față și care nu îmi place mie cu ciumpuș lucruri din astea. Te-au trădat prietenii? Ai avut și prieteni sincer, care te-au trădat? În ziua de astăzi, da. Foarte mulți. Foarte mulți. Dar eu sunt genul de om care, sincer, cunosc omul imediat. Pentru că ai primit și lovituri, palme de la viață și te-au făcut da, ca să... Da, sincer, da. Și sunt genul de om, cunosc foarte bine omul și nu am de-a face. Salut. Prieten foarte bune, am 2-3. Nu te mai... Și nu-mi trebuie, da. Și de-aia zic, de la viață, adică nu trebuie să mă încurc, că în ziua de azi nu sunt prieteni. Foarte bine. Prietenii sunt familia. Cel mai apropiat este familia. Și copilul și tău care sigur, pentru el lupt și pentru el te zbați și pentru el muncești. Sigur că. Să trecem la colegul nostru. Cu mare drag. Adi. Cu tine nu am terminat, mai avem multe de vorbit, pentru că am uitat să vă spun, emisiunea ține în jur de 100 de minute. Și așa că avem destule de vorbit și am ținut foarte, foarte mult să ascultați și muzică, cât mai multă muzică, cât mai mult folclor. Este o emisiune dăruită folclorului și așa va fi. Va trebui să cântăm, dacă se poate, 3/4 din timpul acestei emisiuni să se cânte. Bine venit, Adi! Bine v-am găsit! Și vă mulțumesc amândurora că în secunda 2 când v-am dat telefon, ați acceptat să veniți. Practic este prima mea emisiune la Media TV. Mare plăcere și îți dorim mult succes. Doamne ajută! Mult succes să fie, bun oror să fie. Și am vrut așa cu voi doi, pentru că știu eu de ce. Aveți pentru finalul emisiunii un colaj drag mie,
cu muzică adevărat, muzică de folclor autentică. Și am ținut foarte mult așa să sparg gheața, cum ar veni, cu prima emisiune. Sigur, și ceilalți colegi care vor veni în fața noastră și ei sunt tot păstrători de folclor și veți asculta muzică de calitate. Asta vă promit eu din tot sufletul. Cine este Adi Made? În primul și în primul rând, sunt ca oricare dintre noi, de familiști. Sunt un familist convins. Și ai doi copii superbi. Doi copii, o fată și un băiat. Publicul nu știe despre tine, pe tine te știu de pe scenă, te știu din spectacole, te știu din emisiuni, dar nu știu că ai un băiat pe Alex Matei. Alex Matei, care cântă cu saxofonul și are vârsta de 22 de ani. 22 de ani, stimați telespectatori, și este un instrumentist foarte bun. Și mai avem acasă o gâglice. Fetița. Adelina. Fata Adelina, să vă trăiască copiii și să vă dea Dumnezeu sănătate și noroc în viață. Adelina este de-a dreptul superbă. Este delicioasă. Deci copii minunați. Minunați, da. La fel ca și fetița ta, bineînțeles. Mulțumim. Ei sunt încă micuți acum și fiind micuți, normal că sunt apetisanți, sunt dulci, îți vine să-ți motocești tot timpul. La Adelina, la botez, am participat și eu. Am fost acolo majoritatea colegilor noștri. Am dansat, foarte frumos, am cântat, ne-am distrat și ea a fost, bineînțeles, prințesa noastră în seara aia. Ca și Cristi, normal că pentru familie tragi, normal că pentru copii... Ridică mai mult timp. Alex este mare și câștigă singur bănuțul. Dar totul acum, la momentul ăsta, pentru Adelina, normal. Cu siguranță. Eu vă cunosc și soțiile voastre, vă cunosc și pe Elena, cunosc și pe Fănița. Sunt două doamne deosebite, două neveste de muzicanți care au înțeles meseria, care au știut să-i sprijine și care au grijă în permanență, sunt din astea perfecționiste, ca soții lor când ies pe ușă să fie impecabili. Și pentru asta eu le iubesc și le respect din tot sufletul meu. Spune-ne, Adi. Te rog. Te mai ciondănești cu colegul așa pe rută, pe drum așa până la eveniment? Sincer să fiu, mai sunt mici chestii, dar la noi nu ține. Chiar dacă nu ținem supărarea. Nu ținem supărarea noi. Ca și în familie. Amândoi, dar peste tot sunt mici, ne mai... Dar cum sunt ceva colegul sau invers, da. Noi acceptăm să ni se spună că nu o spunem din răutate, corect, o facem, corect. Și acceptăm. Și un lucru constructiv pentru că altfel nu reziști. Chiar dacă mai avem mici de astea, nu ținem ranchină sau nu ținem șurii. Da, da. Și bănuiesc că așa e frumos. Și așa este și normal. Corect. Da. Și cu ceilalți colegi din trupă, și cu Iulică, și cu Marius, și cu... aveți o relație? Avem o relație foarte bună, foarte bună, de prietenie, de frăție chiar. Ne ajutăm când avem nevoie de ceva, adică în limita... Extraordinar, foarte frumos, pentru că, și eu știu lucrul ăsta că așa se întâmplă, pentru că noi suntem o mână de oameni. O mână de oameni lăsați meniți pentru a cânta. Și dacă și noi ne certăm sau ne împungem, s-ar alerge praful de tot. În fața publicului noi trebuie să venim cu sufletul deschis, noi trebuie să ne facem o legătură, o chimie, ca oamenii să simtă, să le transmitem și să simtă ceea ce noi facem acolo pe scenă, să-i înveselim. Omul ăla vine o dată într-o seară, noi suntem sătui de cântat, suntem sătui de petreceri, suntem sătui de muzică. Dar omul ăla vine o singură seară să se distreze. Omul ăla vine să uite de o supărare. Să uite de, cum să spun, de cotidian, de stres, de tot. Și să se distreze, pentru că nu poate face în fiecare seară. Așa că noi, mâna asta de oameni, trebuie să fim ca frații, trebuie să ne ajutăm să ne înțelegem că nu tot timpul suntem veseli. Absolut. Unul e mai supărat din diverse probleme de acasă, altul e mai vesel, altul e... Și trebuie să ne înțelegem, trebuie să ne sprijinim, trebuie să ne ajutăm.
Este foarte important. Toată chestia este să nu arăți publicului. Noi întotdeauna când ajungem la un eveniment sau când avem, chiar dacă avem ceva care ne apasă, ceva noi în fața publicului, trebuie să fim veseli, trebuie să uităm de ce avem, că mai avem mici. Chiar cum ați vorbit și cu colegul mai devreme, dacă mai avem supărări acasă sau dacă avem ceva care nu ne iese așa cum vrem noi, noi în fața publicului trebuie să arătăm că de asta am spus eu să vă cunoască pe omul. Pe lângă artiști, să fim și actori. Să vă cunoască omul și așa cum sunteți voi, pentru că nu totul este lapte și miere. Sigur. Până la urmă suntem și noi niște oameni. Suntem oameni și suntem făcuți din... Voi știți foarte bine suferința mea și dau numai un simplu exemplu ca să nu avem cum să dăm exemple de la voi. Eu dau exemplu pe mine. Suferința mea o știți cu toții, că urcam pe scenă și îmi curgeau lacrimile, exact. Nu puteam să le stăpânesc, am pierdut-o pe mama și eu n-am înțeles și nici acum, la un an jumate după plecarea ei, nu mă obișnuiesc cu gândul și refuz această idee. Și vineri mama mea a fost îngropată, i s-au făcut cele creștinești, iar eu sâmbătă a trebuit să fiu pe scenă. Așa că eu cunosc sentimentul ăsta. Omul nu este vinovat că ai tu probleme. Sigur. Evenimentul omului trebuie să iasă impecabil. Și atunci lăsăm la ușa locației unde suntem, lăsăm la ușă toate supărările, toți nervii, tot stresul, supărarea și tot ce avem noi pe suflet și căutăm să ne facem cât mai bine datorie. Vorbește-ne puțin despre familia ta. În mare parte, ce să vă spun? Mă simt foarte bine, sunt un om împlinit, o persoană împlinită. Suntem la casa noastră. Să înțeleg că nu ai, cum să spun, nu cuvinte de la normal, că fiecare, e o vorbă, fiecare cioară își laudă puiul. Da. Dar aveți o familie fericită. O familie fericită și împlinită. Și împlinită. Eu mă bucur, ți-am cunoscut familia și știu că așa este, dar am vrut să afle telespectatorii de la tine. Îți place să mergi să te plimbi cu Adelina de mână? Foarte mult. Pentru că noi, stimați telespectatori, ziua dormim foarte mult, pentru că seara avem treabă. Și atunci îți găsești timp și pentru Adelina să te duci să o plimbi, să o dai... Place să ies cu ea, să ies în locurile de joacă, adică să o urmăresc, să văd ce... Și tu la fel bănuiesc pentru aia mică. Obligat, sigur. Mai ales să fii tată de fată... Ați văzut, faceți ce faceți și tot la fete ajungem. Fete. Știți cum se spune, o fată e mai bine să ai o fată dacă ai un singur copil. Dacă ai doi, e bine să ai și băiat și fată. Dar mai repede fată. Fata are mai multă milă. Așa fata are mai multă grijă, pe sigur că... Eu unul fată mi-am dorit. Ți-ai dorit fată? Fată mi-am dorit, da. Noi suntem trei băieți și poate și de aia. Da, clar, categoric. Clar. Deci fată mi-am dorit. Și uite că Dumnezeu ți-a ajutat, Dumnezeu a ascultat, da. La tine nu mai e cazul, că tu ai și fată și băiat. Deci ești împlinit și pe sectorul ăsta. Păi da. De când cânti ani? Când de la vârsta de 7 ani. De mic. De mic am întrerupt după aceea o perioadă, de la 10 ani până la vreo 13 ani. E de înțeles. Și eram copii. Și la fel, ca și mine, la toate sărbările astea școlare, se dădeau tot felul de, cum se numea pe vremea aia, erau spectacole de copii. Da, la închiere de an. La închiere de an, da, da, și pe scenă, la Casa de Cultură, da, și cu... Da, te duceai, da. Participai. Bravo. Când te-ai cunoscut cu Cristi ca să formați o orchestră? Cristi e o poveste lungă, ne cunoaștem de foarte mult timp. Am mai colaborat când, de la începutul... Nu din prima, v-ați format orchestra Orizont. Orizont e de 11 ani de zile. E de 11 ani noi de zile. Noi suntem de 11 ani de zile în aceeași comună, dar noi ne cunoaștem... Aveam eu 14 ani, cred. Aha, de fuși. Și când am dat, exact. Dacă nu greșești, asta cred că prima dată cu mine a început. Cu mine, da, sigur. Am cântat foarte mult timp împreună. Eu fiind mai mare ca el. Da. Da. Și uite cum v-ați... Prima oară am început cu tata, după care cu tine și-au mai fost așa. Mai aflăm ceva, stimați telespectatori? Sigur că da. Tatăl meu cântă sau a cântat? Tatăl meu cântă, mama a cântat.
Deci mama a cântat. Extraordinar. Deci vii dintr-o familie de... De muzicanți. De, da, 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 da. Da, da. Cu ce cântau? Iartă-mă, deci, adică... Tata cu vocea și cu acordeonul. Și iar mama cu vocea. Bravo, tot folclor. Dar, din păcate, tata mama... Mama, tot folclor? Folclor, folclor. Numai folclor. Deci noi ce am ascultat în casă, numai folclor. Așa se și explică de mici, să îmbrățișați. Exact. Exact. Și da, și pasiunea... Și tu ai crescut și ai început să cânti cu părinții tăi? Sigur că da, sigur că da. Cu tata. M-a luat prima oară la anunț, la evenimente unde cântam așa și am început cu el prima oară. Păi așa se care, face. Cum spunea și Adi... Da, da, da. Așa se face pentru că meseria asta se și fură. Sigur că da, cel mai mult. Așa. Spune Adi, tu la fel vii dintr-o familie, provii dintr-o familie da, de muzicanți. Da, exact. Mi-a cântat cu vioara și mai mi-a făcut ordinul. Bine, mai că mi-a cântat în casă cu acordeonul, nu prea... Dar cânta cu acordeonul. O ascultai, aveai noțiunea de instrument. Mai veneau prieteni, de că eram mic, aveam 5-6 ani. Și veneau, mai făceau petrecere în familie. Și a cântat cu acordeonul și dai că mi-a cântat iară. Foarte frumos. Și tu ascultai? Sigur că da. Acum. Minte, la 7 ani mi-a pus instrumentul în mână și greșeam că mi-am început după ureche să cânt. Da, da, știți da, cum? Da, așa nu totdeauna, da. Nu mulți dintre colegii noștri au... Păi și ascultam plăcerea alea de exact. Toți mari interpreți ai țării ăstea și ascultam și cântam după exact. Ei. Eu așa am învățat să cânt. Da, trăind în casă cu plăcile, cu... Și era singura noastră bucurie, sigur. Haide ca să o spunem. Cu radio. Cu radio ăla care mergea non-stop. Nu ca acum cu Facebook, da, cu internetul, cu astea. E o nebunie totală cu Facebook, exact. Nu vezi că... Da. Suntem generația mai... Trebuie să învățăm din mers. Să învățăm din mers, dar nu o să ne schimbe niciodată. Pentru că noi am trăit alte vremuri, noi am fost educați altfel. Noi am fost conștiincioși de ceea ce am făcut întotdeauna. În sfârșit, altă discuție asta. L-aș invita pe Cristi să ne cânți ceva. Cum are drag. Am vorbit cât de cât și vom mai și vorbi. Veni să cântăm, nu? Sigur că da. Așa că te rog frumos să ne cânți câte ceva. Pentru te Călător am fost mereu pe drumuri străine. Nimeni nu m-a întrebat de-o duc rău sau bine. De-am avut, de n-am avut, eu am îndurat. Și oricât de greu mi-a fost, înapoi n-am dat. Zile de-aș putea, pe toate le-aș da. Să-mi văd tinerețea mea, măi dorule. Floare printre spini, printre mărăcini. Viața mea printre străini, măi dorule. Lasă mamă, nu mai plânge, cam să vin acasă. Că sunt singură și mi-e greu și doruri mă apasă. La căsuța părintească aș veni mereu. Că doar tu, măicuță dragă-mi, știi sufletul meu. Zile de-aș putea, pe toate le-aș da. Să-mi văd tinerețea mea, măi dorule. Floare printre spini, printre mărăcini. Viața mea printre străini, măi dorule. M-ai ținut departe. Să nu am pe nimenea, nici soră, nici frate. Prea târziu am înțeles că mi s-au dus anii. Dar acum ce folos, că am rămas cu banii. Zile de-aș putea, pe toate le-aș da. Să-mi văd tinerețea mea, măi dorule.
floare printre spini, printre mărăcini, viața mea printre străini, măi dorule. Cu sănătate, bucurii nenumărate, toate le meriți din plinioane, nume de creștină, măi. La mulți ani, cu sănătate, bucurii nenumărate, toate le meriți din plinioane, nume de creștină, măi. Ne întâmpini în prag, tu ne zâmbești cu drag, om cu gând curaj și bun, măi. Gazdă primitoare, cu inima mare, Ioane, suflet de român, mă. Ne întâmpini în prag, tu ne zâmbești cu drag, om cu gând curaj și bun, măi. Gazdă primitoare, cu inima mare, Ioane, suflet de român, mă. Ziua ta și suntem alăturea, măi. Un pahar îl să cinstim doar fiindcă te prețuim, măi. Azi Ioane, ziua ta și suntem alăturea, măi. Un pahar îl să cinstim doar fiindcă te prețuim, măi. Ne întâmpini în prag, tu ne zâmbești cu drag, om cu gând curaj și bun, măi. Gazdă primitoare, cu inima mare, Ioane, suflet de român, mă. Ne-ntâmpini în prag, tu ne zâmbești cu drag, om cu gând curaj și bun, măi. Gazdă primitoare, cu inima mare, Ioane, suflet de român, mă. Ioane, toți cei dragi spun să ai parte de cei mai buni, măi. Ce-ți doresc să nu-ți lipsească, tot ce iubesc să străiască. Ioane, toți cei dragi spun să ai parte de cei mai buni, măi. Ce-ți doresc să nu-ți lipsească, tot ce iubesc să străiască. Ne întâmpini în prag, tu ne zâmbești cu drag, om cu gând curaj și bun, măi. Gazdă primitoare, cu inima mare, Ioane, suflet de român, măi. Ne-ntâmpini în prag, tu ne zâmbești cu drag, om cu gând curaj și bun, măi. Gazdă primitoare, cu inima mare, Ioane, suflet de român, măi. La mulți ani, cu sănătate, bucurii nenumărate. Un pahar îl să cinstim doar fiindcă te prețuim, măi. La mulți ani, cu sănătate, bucurii nenumărate. Un pahar îl să cinstim doar fiindcă te prețuim, măi. Ne întâmpini în prag, tu ne zâmbești cu drag, om cu gând curaj și bun, măi.
gazdă primitoare, cu inimă mare, Ioane, suflet de român, mă. Ne-ntâmpinim prag, tu ne zâmbești cu drag, om cu gând curaj și bun, măi. Gazdă primitoare, cu inimă mare, Ioane, suflet de român, mă. Bravo, Cristi! Ai noștri părinți ne învățau să fim cu minți, totdeauna frați să fim și ce avem să împărțim. Frate, ai noștri părinți ne învățau să fim cu minți, totdeauna frați să fim și ce avem să împărțim. Din avere, dragă frate, eu nu mai vreau nicio parte, ia tu tot să-ți fie bine, să fii iară, frate, cu mine. Din avere, dragă frate, eu nu mai vreau nicio parte, ia tu tot să-ți fie bine, să fii iară, frate, cu mine. Frate, soartă, când tu cauți numai ceartă, vrei mai mult într-una cer, ești cu gândul la vechi. Asta nu e, frate, soartă, când tu cauți numai ceartă, vrei mai mult într-una cer, ești cu gândul la vechi. Din avere, dragă frate, eu nu mai vreau nicio parte, ia tu tot să-ți fie bine, să fii iară, frate, cu mine. Din avere, dragă frate, eu nu mai vreau nicio parte, ia tu tot să-ți fie bine, să fii iară, frate, cu mine. Rău este pe lumea asta când ți-asculți numai nevasta și bagă vrajbă între frați, pe averi să stea certați. Rău este pe lumea asta când ți-asculți numai nevasta și bagă vrajbă între frați, pe averi să stea certați. Din avere, dragă frate, eu nu mai vreau nicio parte, ia tot o să-ți fie bine, să fii iară, frate, cu mine. Din avere, dragă frate, eu nu mai vreau nicio parte, ia tu tot să-ți fie bine, să fii iară, frate, cu mine. Privesc chipul mamei mele, și am în ochi lacrimi grele. I-a nins părul bătrânețea, că i-a trecut tinerețea, că i-a trecut tinerețea. Privesc chipul mamei mele, și am în ochi lacrimi grele. I-a nins părul bătrânețea, că i-a trecut tinerețea, că i-a trecut tinerețea. Și tatălui meu la fel, are părul alb și el, să-mi
muncească nu mai poate și se vaită căldor toate. Și tatălui meu la fel, are părul alb și el, să muncească nu mai poate și se vaită căldor toate. Grei, și-au dat anii tinereții cu toată puterea vieții, cu toată puterea vieții. Au trudit părinții mei, ofo, până acum la anii grei, mă. Și-au dat anii tinereții cu toată puterea vieții, cu toată puterea vieții. Nici la masă n-aveau tihnă, c-au muncit fără odihnă. Copiii mari să și crească, nimic să nu le lipsească. Nici la masă n-aveau tihnă, c-au muncit fără odihnă. Copiii mari să și crească, nimic să nu le lipsească. Eu te rog cât pot, ofo, nu-i îmbătrâni de tot, măi. Bătrânețe nu firea, lasă-mi măcar așa, lasă-mi măcar așa, măi. Doamne, eu te rog cât pot, ofo, nu-i îmbătrâni de tot, măi. Bătrânețe nu firea, lasă-mi măcar așa, lasă-mi măcar așa, măi. Te rog cu lacrimi fierbinți, ai milă de-ai mei părinți, că n-anii ce le-au trecut, doar de muncă au știut, măi. În anii care sunt față, să se bucure de viață, a venit și rândul meu să le duc grija și eu, măi. Să-nchinăm și să-i urăm. Azi e o zi mare, este sărbătoare, de azi fata mea un nume poartă. Lume bună vezi, la libotez, haide să-nchinăm și să-i urăm.
mai fericit, o rază de soare a poposit. Că de 9 luni am așteptat, Dumnezeu chip de înger mi-a dat. Lumea sunt cel mai fericit, o rază de soare a poposit. Că de 9 luni am așteptat, Dumnezeu chip de înger mi-a dat. Azi e o zi mare, este sărbătoare, de azi fata mea un nume poartă. Lume bună vezi, la libotez, haide să închinăm și să-i urăm. Azi e o zi mare, este sărbătoare, de azi fata mea un nume poartă. Lume bună vezi, la libotez, haide să închinăm și să-i urăm. E botezul fetei mele, v-am invitat aici cu plăcere. Cu nașii și moșii aici de față, să petrecem până dimineață. Astăzi e botezul fetei mele, v-am invitat aici cu plăcere. Cu nașii și moșii aici de față, să petrecem până dimineață. Azi e o zi mare, este sărbătoare, de azi fata mea un nume poartă. Lume bună vezi, la libotez, haide să închinăm și să-i urăm. Azi e o zi mare, este sărbătoare, de azi fata mea un nume poartă. Lume bună vezi, la libotez, haide să închinăm și să-i urăm. Și-am venit să te încreștinăm, să-ți dăm să porți mândră un nume. Și ne-am strâns cu toții pentru tine. Astăzi un pahar noi închinăm, și-am venit să te încreștinăm, să-ți dăm să porți mândră un nume. Și ne-am strâns cu toții pentru tine. Azi e o zi mare, este sărbătoare, de azi fata mea un nume poartă. Lume bună vezi, la libotez, haide să închinăm și să-i urăm. Azi e o zi mare, este sărbătoare, de azi fata mea un nume poartă. Lume bună vezi, la libotez, haide să închinăm și să-i urăm. Îl iubește în lume multă pe nănașul de la nuntă, care bani și frumos, pe muzică-i pătimos. Îl iubește lume multă pe nănașul de la nuntă, care bani și frumos, pe muzică-i pătimos. Joacă miri, joacă socri, nașa și cu nașul, până mâine dimineață nu se cântă marșul. Rămâne cu toți la nuntă și o facem lată. Mililor să ne trăiți și casă de piatră. Nașa-i ca o stea, se uită lumea la ea. Cu nașul se potrivește, se vede că îl iubește. Și nănașa-i ca o stea, se uită lumea la ea. Cu nașul se potrivește, se vede că îl iubește. Joacă miri, joacă socri, nașa și cu nașul, până mâine dimineață nu se cântă marșul. Rămâne cu toți la nuntă și o facem lată. Mirilor să ne trăiți și casă de piatră.
să treacă și nașul să tuși petreacă, cu nășica împreună, ori botează, ori cunună. Nu-i duminică să treacă și nașul să nu-și petreacă, cu nășica împreună, ori botează, ori cunună. Joacă mirii, joacă socrii, nașa și cu nașul, până mâine dimineață nu se cântă marșul. Rămâne cu toți la nuntă și o facem lată, mirilor să ne trăiți și casă de piatră. Nașule, nașule mare, vreau să-ți spun o întrebare. Nu că aș fi eu curios sau matală udăros. Câte mândre ai avut, câte îmbrațe ai ținut, dar dacă te află nașa, pe unde mai scoți cămașa? Joacă miri, joacă socrii, nașa și cu nașul, până mâine dimineață nu se cântă marșul. Rămâne cu toți la nuntă și o facem lată, mirilor să ne trăiți și casă de piatră. Rămâne cu toți la nuntă și o facem lată, mirilor să ne trăiți și casă de piatră. Bravo! Deci, ne-ai bucurat sufletele. Mă bucur. Sper că și stimații noștri telespectatori și telespectatoare s-au bucurat împreună cu noi aici. Aș vrea să te mai întreb pe tine, Adin, câte ceva. Știi să gătești? Mă, să fiu sincer, mă cam bag pe la bucătărie. Te bagi, nu? Păi se vede după mine, nu? A zis bine. N-am greșit. Și faci de toate, ca să înțeleg că gătești cam de toate? Aproximativ. Eu de când îl știu cam da, cam face, cam face. Păi și când vin la înceapun ceva, o chestie, o varză, o rață pe varză? Păi... Facem și de astea, mare stai drag, să mai încălzească puțin afară. Da. Cristi, tu gătești? Da, eu unul, decât cartof prăjit și cu ouă. Și aia la urgență, pentru că la urgență, da. Da. Altfel, Elena. Ce ne-am face noi? Da. Nu mi-a plăcut. Revin din nou la soțiile voastre și a soțiile tuturor colegilor noștri muzicanți. Ele, săracele, ceva se face fără ele. Ele spală, ele vă calcă, au ele vă mâncare, ele. Fiecare cu... Așa. Ți-ar fi plăcut, o să te întreb ce l-am întrebat și pe Cristi, să faci altceva în viața ta, în afară de a cânta? Sincer, mi-aș fi plăcut să fiu crescător de oi. Asta e o pasiune de aia. Ferească Dumnezeu! Dar eu nu mă așteptam! Mariana, eu l-am mai auzit, am crezut că glumește acum, da, că nu, se adeverește. Mi-a plăcut foarte mult. Ți-au plăcut oile? Da. Păi tu și cu Gigi Becali, clar. Voi doi! Eu cred că într-o viață anterioară, că așa se spune, de fiecare dintre vreme, am avut o viață de undeva. Da, da. Eu cred. Eu cred că am fost sincer. Dacă am pasiunea asta de... Iubesc foarte mult animalele. Și în special oile, să înțeleg. Da, oile. Dar la bătrânețe nu-i târziu. Acum nu-i târziu. Eu zic punem căciula aia așa, cu mai așa, oaie, câte oaie. Punem nițoasă din aia și un toiag așa, a venit Adi Matei. Bă, eu nu-i bio. Vrei să spun ceva? Nu e, nu e rău. Păi avem brânză, păi avem lână aia care o vin și faci treabă. Păi avem și lapte. Să ne hrănim. Păi avem și carnea și o afacere bănoasă asta. Dar, scuze-mă, nu prea te văd. E multă muncă și... Da, dar uite că mi-e drag mie de ele. Parcă mereu când le văd așa și... Da, așa cum? Nu știe la ce se înhamă. E bine că nu mi-ai spus de măgari sau altceva. Acum nu mai sunt timpurile, mă uiteam. Nu mai sunt timpuri, că nici... Am câțiva prieteni chiar crescători de oi ca lumea. Cu un număr ca lumea de oi. Și vor să se lase, că nu mai sunt timpuri. Păi, vândă, ca peste să... tot, s-a ales praful, noi exact. Vedem ce se întâmplă. Acum dă în altă lată. De-aia am spus că ce a rămas omului din țărișoara asta? Măcar să-și hrănească când și când sufletul. Prin ce? Prin folclorul românesc.
Asta este identitatea noastră. Nu există țară fără muzică. Nu există pe unde mergi, oriunde în lumea asta, să nu vezi ceva tradițional din țara, cultură și tradițional din țara respectivă. Noi, românii, avem cel mai frumos folclor. Noi, românii, avem o imensitate de costumații populare. Avem cele mai diversificate și cele mai frumoase porturi. Avem, poate unde și, avem și mai multe zone, care fiecare zonă este reprezentată prin costumul ei popular, prin stilul de muzică și așa mai departe. Noi suntem niște inconștienți, pentru că trebuie să promovăm, fraților, trebuie să facem ceva, pentru că se pierde. Am mai spus-o și în alte emisiuni. Pe mine chestia asta mă enervează la culme. Nu știm să ne păstrăm folclorul, nu știm să ne respectăm, să ne păstrăm artiștii. Pentru că noi, la rândul nostru, nu e ăștia care cântăm așa modest cum putem să o facem. O facem pentru că înțelegem, omul mai trebuie să fie și hrănit sufletește. Nu numai să punem pe masă cărnuți și să mâncăm. Trebuie și sufletul hrănit. Trebuie să-i dai omului ceva, o motivație de a merge mai departe și de a se simți, să nu se îmbolnăvească. Dacă sufletul s-a îmbolnăvit tot. Hai că m-am enervat, să trecem la ale noastre. Dar este inevitabil să aducem vorba de asta. Este chiar un pericol. Chiar a făcut parte din... Face parte din... Sigur că da, dar este un pericol. Trebuie tras un semnal de alarmă. Nu mai există... Nu se mai cântă folclorul, fraților. Ăla autentic. Nu venim cu piese "A murit mama când a înviat tata". Nu astea. Ăsta nu-i folclor. Am uitat de Maria Tănase. Exact. Am uitat de Maria Lătărețu. Am uitat de Ioana Radu. Am uitat de aceste mari valori care ele au pus piatra de temelie. Au fost în toate țările și au făcut succes mare, au ridicat țări întregi în picioare, străinii. Și noi nu facem nimic. Măcar aș fi mulțumită din fetele astea. Noi cântăm repertoriu din Maria Tănase, din Maria Lătărețu și așa. Noi mai facem cât putem să facem. Dar nici nu putem să plictisim publicul să cântăm mai Maria Tănase la un eveniment. Clar că trebuie să cântăm și de petrecere și de pahar și de ritualuri care sunt la evenimentul respectiv. Dar tineretul ăsta care vine în urma noastră, ei habar n-au. Păi m-a întrebat o fată. Fată cu roche mai scurt așa și cu buze, cu încă o doză în plus de silicon de la așa. Dar cine a fost Maria Tănase? Exact. E, n-ai cum să stai să explici, să-i faci o educație sau ferească Dumnezeu, că nu-mi permit. M-am ridicat cu un gust amar și am ieșit afară. Fără să-i spun nimic, fără să... Păi avem pretenții să cântăm folclorul. Eu mă refer la folclor. Avem pretenții să cântăm folclorul. Păi dacă nu știm cine a fost Maria Tănase, să mă ierte Dumnezeu. Păcat. Păcat. Uite, așa se pierde. Așa se pierde. Se pierde mult. Bun. Acum am aflat că facem mâncare cu gătitul cu așa. Dar cu aspiratorul mai dăm când și când? Din păcate, nu dăm. Aici e ghinion de neșansă. Ghinion de neșansă. Ok. Ar trebui să o facem. Nu prea. Nu prea. Recunosc. Păi nu e timp, fraților, că așa este. Vii obosit, rupt, te mai trezești din somn, mai vrei să dai și cu aspiratorul. Pentru asta aveți bază. Aveți bazele bune. La cine m-ai însurat? Normal. A, nu vreau să aud așa ceva. Păi te-ai însurat din dragoste, nu te-ai însurat pentru aspirator și pentru mâncare. Ce-ai? Fost la multe spectacole, da? Ai participat? Da. În ăștia 11 ani de zile, numai decât sunteți în trupa Orizont. Da. Ați fost peste tot, ați cântat peste tot. Eu vă știu din spectacole, multe și filmări pentru Paște, Crăciun, Revelion, anul Sfinți și așa mai departe. Sunt convinsă că publicul va ascultându-vă, le-ați ajuns la suflete și i-ați făcut așa să se simtă un pic mai bine. Nu suntem din ăștia așa fără modestie, nu suntem. Eu caut să aduc în fața dumneavoastră oameni de bun simț, oameni cu minți, oameni liniștiți și care au ceva de spus, pentru că ei chiar cântă de niște ani de zile. Și toți care îi voi aduce în fața dumneavoastră au un palmares bogat și au bătătorit spatele de
de muncă. Bun, acum, am eu așa o curiozitate, Adi, și la tine. Trădat ai fost și tu, clar, de prieteni. Nu există așa ceva. Ca oricine. Ca oricine. Dar, dacă te-ar trăda cel mai bun prieten, omul cu care tu împarți pâinea, omul cu care din spinarea lui curge sudoarea, spinarea ta și invers, pentru că pățim și de-astea la evenimente, cum ai reacționa? Dacă Cristi te-ar trăda? Te-aș face și întoarce și obrazul celălalt. Sau se spune un proverb, dacă îți dă cineva o palmă, te întorci obrazul celălalt. Mergi înainte, să mergem înainte. Iisus Hristos a spus, este și în Biblie, spune, întoarcem și obrazul celălalt. Exact. Nu trebuie să facem rău nimănui. Nu trebuie să întoarcem cu rău. Dacă cineva ajunge la concluzia că nu se mai poate sau asta, ne acceptăm, trebuie să ne acceptăm soarta sau să ne... Să mergem drumul, să ne vedem de drumul înainte. Dar nu e Cristi, acum am dat un exemplu așa, da, dar nu e Cristi sigur de... Că da, sigur că da, sau... De așa natură. Dacă, repet, dacă în afară de Wairit, lasă-mă, că deja m-ai dat pe spate. Ce ai face altceva, pa serios, lasă oile, lasă-le alea da, să faceți... Da, e o pasiune, o plăcere, hobby, altă, un hobby, hai. Da. Altceva, o meserie, care ți-ar fi fost dragă? Care mi-ar fi fost dragă? Da. Lasă-mă cu oile că fac infarct. Să fiu șofer pe tir. Nu mai meserit, dar să nu aș curate. Ați văzut? Deci, omul e modest. Da. Nu ne dorim palate și m-aș face... Îmi place să conduc tirul. Da. M-aș face nu știu cine și aș vrea să fiu nu știu care avocat celebru și așa mai departe. Deci, există... există modestie, există... Da, să... Mariana, scuze-mă că te întreb. Da. Nu știam eu de ce face atâtea melodii de șoferi, de oi. De... Adevărat. Cu ce serios, numai șoferi și cu oi. Uite că acum ai aflat ce sunt convinsă că nu știe. Deci voi stați nas în nas de 11 ani și nu știa. Ușor, ușor descoperim lucruri care... Păi da, mă. Și eu descoperat, stai în chestie. Dar știi de acum cu lucrurile strigă? Da, cu totul lor spre bine. Dar cum vă strigăm? Baciu. Da, baciu. Șofer. Da, ne crezi ceva, deși tu? Cu mare drag. Hai, te rugăm frumos pentru telespectatorii noștri. Sigur. Și mai povestim pe urmă. Să-ți ții
trăiască devastat. Thank you.
mare. Hai, hai, multă cinste are. Hai, hai, orice cui pase pe plac. Hai, hai, că așa e drag. Dragul mi-e la veselie, lai, 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 cu oameni de omenie, lai, 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 lai. Dragul mi-e la veselie, lai, 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 cu oameni de omenie, lai, 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 lai. Hai, hai, multe sfătuiește. Dragul mi-e la veselie, lai, 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 cu oameni de omenie, lai, 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 lai. Dragul mi-e la veselie, lai, 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 cu oameni de omenie, lai, 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 lai. Bani nu aduna, cheltuie
că-i munca ta. Viața-i una și e scurtă, merită frumos trăită. Dacă petreci și iubești, simți măi frate că trăiești. Muncim când e de muncit, dar azi e de chefuit, mă. Dacă petreci și iubești, simți măi frate că trăiești. Muncim când e de muncit, dar azi e de chefuit, mă. Muzica și paharelul să-ți mângâie sufletelul. Petrece cu bucurie, mereu ca cum să fie. Muzica și paharelul să-ți mângâie sufletelul. Dacă petreci și iubești, simți măi frate că trăiești. Muncim când e de muncit, dar azi e de chefuit, mă. Dacă petreci și iubești, simți măi frate că trăiești. Muncim când e de muncit, dar azi e de chefuit, măi. Bravo, Adi! Am revenit, stimați telespectatori, cu sufletul la gură, că ne-am și noi aici ne-am dansat cât am putut. Să mulțumim, Adi, pentru ce ne-a oferit. Așa, revenim la întrebări. Eu am promis ceva și vreau să mă țin de cuvânt. Cristi, ce ai face dacă ai fi nevoit să nu mai cânti? Să presupunem că s-a dat o lege și nimeni nu mai cântă, nu mai avem voie să cântăm. Mult nu mai e, mai avem puțin și noi cu cântatul, cu legile, dar să presupunem că nu mai cântăm, niciunul dintre noi. Nici frizeria nu mai merge, că n-au oamenii bani să plătească tunsul. Ce ți-ar da ție prin cap să faci tu pentru a supraviețui cu familia ta? Ce ai face? Acum e acum, nu? Da. Am început cu întrebări din astea mai... Da, păi, Mariana, cum am spus și mai devreme, că eu și tunt, nu? Mi-aș deschide o frizerie. Păi nu, și fără... Fără tuns, că nu are omul bani să-ți dea plătuns. Tu faci așa benevol, faci... Păi fără frizerie, păi asta da, nu mai cânt fără, și tunt. Fără frizerie, fără tuns. Fără frizerie, fără asta. Nu. Unde te-am duce pe tine mintea? Ce ți-ai dorit tu în secunda 2, în afară de cântat, frizerie, să faci? Da. Ce să zic? Ideile vin pe parcurs. Corect. Ideile vin pe parcurs. Acum nu pot. Nu sunt în stadiul ăla ca să... Mă așteptam la un răspuns. De asta am pus întrebarea asta, așa, cu skepsis. Dar, adică te gândești... Dar idei sunt, pentru că suntem tineri și... Corect. Imediat... Te-ai gândit tocmai că ești tânăr. Și ai fetița mică, da, și nevasta tânără. Te-ai gândit să pleci? Că asta, aici vreau să ajung, de fapt. Și asta ar fi o soluție, de ce nu? Să pleci. Am frate mai mic care e plecat în Anglia. Și te duci acolo la el? Sigur că da. Te-ar durea sufletul? Sincer, da. În primul rând de părinți, prieteni, cum am spus mai devreme, prieteni, ziua de azi, nu prea și, sunt cum... Și te-ar durea sufletul și pentru că ai lăsa în urmă și o carieră cu atâta sudoare și cu atâta muncă. Eu când de la 6 ani și să las așa pe... Ai cam suferit greu, foarte, mult. Foarte mult, logic. Ai suferit. Dar ți-am spus, eu sunt foarte optimist și nu. Eu în toate am fost așa. Să ne ajute bunul Dumnezeu și măicuța Domnului să... Da. Poate... Eu nu prea pun la suflet și chiar, adică, mi-a ajutat Dumnezeu. Până acum... Să fim înțeleși, să ni se deschidă portițe, să ni se deschidă, să fim lăsați, să fim lăsați în pace, să putem să ne facem meseria și să putem să ajutăm, să nu se piardă folclorul. Dacă ești sănătos, Mariana, și ai putere de muncă, în orice ai putea să te bagi. Da? Să ai ambiții și să nu fii puturos. Ce ai sfătuit tu pe un tânăr sau o tânără, interpreți, viitori interpreți de folclor? Da. Ce ai sfătuit tu? Ce ar trebui să facă ei pe vremurile astea? Lasă vremurile noastre. Pentru că la noi a fost cu totul altceva. Noi totuși am avut posibilități mai multe. Noi totuși am fost împinși de la spate. Ni s-au oferit rămpi de lansare.
Da. Ce ar trebui să facă tânărul solist de folclor în astăzi? Pentru a se lansa. Astăzi, 24 ianuarie 2018. Ce sfat ai dat tu? Să muncească foarte mult, pentru că și eu am muncit foarte, foarte mult când eram copil, să zic așa, când mi-am început eu cariera, copiii se jucau și eu stăteam în casă și studiam foarte mult. Deci copilăria mea, deci nu prea am avut, să zic așa, o copilărie. Copilăria mea a fost prin studiu mai mult și să studiezi foarte mult, să fii foarte serioși și rezultatele poate vin. Telespectatorii ar trebui să afle că, așa cum spunea și Cristi, cum spunea și Adi mai devreme, ați observat că de mici, de foarte mici, foarte, foarte mici, de la 5-6 ani, se vede copilul care vrea să facă muzică, care vrea să cânte, de fapt. Așa este. El nu-și dă seama, e copil, dar vine din el, îi place să facă lucrul ăsta, iar părinții observă. Exact. Și atunci trebuie să-l canalizeze către ce îi place lui mai mult, pentru că nu facem nimic dacă cu forța noi permitem copilul să se facă doctor sau avocat sau ce știu eu, să ajungă politician sau mai, nu știu, mai grav. Cu forța niciodată nu faci nimic. Nu faci nimic. Lasă copilul să cânte. Exact. Pentru început, du-l la Casa de Cultură, din exact. Orașul sau satul sau comuna de unde aparții. Acolo cei care sunt acolo îi vor primi cu dragă inimă. Îi vor asculta și vor face tot ce le stă în puteri ca să poată să-i ajute, să-i canalizeze pe drum. Dar ar trebui să știți că artistul, eu vorbesc de adevăratul artist, ca să ne înțelegem. Nu vorbim de cei care fac meseria asta, dar nu ne fac cinste. Nouă. Cei care au muncit o viață întreagă. Eu am 38 de ani de scenă. N-am făcut nimic altceva decât am cântat toată viața mea. Și nu avem copilărie. Eu nu am avut copilărie și nici colegii mei și nici exact. Muzicanții în general nu avem copilărie. Studiu foarte și iar mult. Studiu. Foarte mult. Muncă. Studiu înseamnă muncă. Una e să cânți în fața publicului, în fața telespectatorului sau în fața la spectacol sau la eveniment și alta e să cânți acasă, fără amplificare, adică fără stații, fără microfon, fără public, fără nimic. Pur și simplu în fața oglinzii să cânți de mic, singur eu luam spray-ul mamei de sub braț și sub formă de microfon, că așa vedeam în televizor că țin artistele așa, cântam câte jumătate de zi în oglindă. Nu realizam pe atunci, nici măcar nu știam să spun soliți de folclor, că nu există, adică n-aveam noțiunea asta. Dar mie mi-a plăcut să cânt. Acum, rămâne la aprecierea dumneavoastră, stimați telespectatori, din 200 de oameni nu te pot plăcea toți. Clar, 50 nu te plac sau 100. Fără falsă modestie, îmi place să cred că am avut o carieră frumoasă, mi-am văzut de treaba mea și chiar am avut ceva de spus. Acum, după 38 de ani de zile de cântat, îmi permit ca să vorbesc și de-aia mi-am permis să moderez și această emisiune, pentru că știu, chiar știu ce muncă titanică este și îmi cunosc aproape, în proporție de 80%, absolut toți colegii mei foarte artiști. Adevărat. Și am vrut să-i aduc în atenția dumneavoastră să cunoașteți și cealaltă față a artistului. Ce înseamnă a fi artist? Aveți copii, probabil că își doresc să cânte, să știți cu ce vă confruntați, să știți ce aveți de făcut dacă doriți să le permiteți copiilor să facă o carieră din asta, să știți la ce vă așteptați, să știți care sunt primii pași. Asta va fi pe parcurs, vom discuta și despre asta. Să știți ce aveți de făcut, pentru că foarte mulți părinți sunt derutați. Ei nu știu ce să facă. Vor să le cânte copilul. Dar nu poți să duci copilul de mână la o nuntă să-l pui pe scenă când ești tu copile. Nu așa. Trebuie îndrumat, trebuie sprijinit, trebuie canalizat, trebuie multe. De asta vă spun, primul pas trebuie să aibă și harul. Și harul. Pentru că de asta am spus, degeaba. De asta am spus să ajungă la o casă de cultură din localitatea unde vă aflați. Pentru că acolo sunt colegi de-ai noștri care ei la fel au un palmares, care au trecut prin toată filiera asta și ei își vor da seama dacă copilul cântă, dar trebuie să mai aibă și urechea muzicală, mai trebuie să aibă și harul de la Dumnezeu, mai trebuie să aibă ceea foarte ce noi numim talent. Și atunci va face treaba. Lasă că mai sunt, fie vorba de noi, acum bârfim. Mai sunt și care n-au har, n-au talent.
Tocmai de asta vorbeam, da. Dar au muncit foarte mult. Foarte mult. Foarte, foarte mult. Una este munca mecanică și alta este... Deci, ca să înțelegeți, dacă ai har de la Dumnezeu talent, te încapă și n-ai pus microfonul la gură și nu te mai oprește nimeni. Și ridici și sara în picioare, te aplaudă. Dar dacă nu ai har, nu ai talent, muncă, studiu, muncă multă, mecanic, înveți mecanic, 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 te duci în fața publicului, dar îți faci treaba. Atât. Treaba pătrățică astăzi seara. Și asta e o muncă, și asta, acum fiecare... Deci trebuie să respectăm lucrul sigur ăsta. Sigur că da. Înseamnă că și-au dorit prea mult să cânte. Da, exact. Prea mult, prea mult și-au dorit și iubesc ceea ce fac și trebuie înțeles și oamenii ăștia. Normal. Dar bravo lor că muncesc. Noi am muncit destul o viață întreagă. Așa. Stimați telespectatori, pe 9 ianuarie am avut revelionul muzicanților lăutarilor, Constanțeni și nu numai Constanțeni, pentru că am avut invitație și din alte zone ale țării și ne-am distrat pe cinste. Bineînțeles, Cristi și cu Adi au fost, normal că au venit și ei să participe la eveniment. V-a plăcut? V-ați simțit bine? A fost o atmosferă frumoasă? Chiar ne-am distrat pe cinste. Sperăm că la anul să ne inviți el. Păi da, cu ce? Păi nu numai o singură. La anul mă ajutați, că nu mai pot o singură așa. Pune umărul și noi. Puneți umărul și ne distrăm, că noi ne distrăm între noi. Și bineînțeles, am specificat de fiecare dată cu nevestele. Fără neveste nu vă primesc. Așa e frumos. Păi și el așteaptă odată în an să se distreze cu soții lor. Așa este. Așa este. Ce vreau să spun vis-a-vis de revelionul lăutarilor, că de asta am vorbit eu, petrecere între noi. Am râs, am glumit, ne-am pupat de fiecare dată, am dansat împreună și am cântat împreună. Eu cred că ar trebui mai dese făcute asemenea petreceri, nu numai spune noi revelionul lăutarilor, dar a fost o petrecere între noi. Și de pași poate fi, și de sigur că da. Mulțumim Media TV cu ocazia asta pentru că au fost alături de noi și revelionul 2017 anul trecut. Fără niciun interes, fără să perceapă niciun fel de taxă, ne-au răspuns din prima da și au fost acolo toată noaptea. Au filmat toată noaptea. Mulțumim frumos și mulțumesc în numele tuturor artiștilor și tot respectul pentru Media TV. Așa, acum hai să vorbim și despre viața de artist. Aici întreb niște... Am vreo două, trei întrebări așa. Eu știu că o să vă bateți care să răspundă la întrebare. La prima întrebare. Bă, de Cristi deja bea puțină apă ca să-și facă... Da, mi s-o spă... Ați umblat peste tot. Prin prisma meserii. Prin cântecul v-a dus peste tot. Și în țara asta și... Sigur. În afară. Așa. Sunt domnișoare drăguțe și frumoase care vă fac așa cu ochiul? Aici las pe Cristi. Aici las bani. Ce v-am spus eu? Adică, întrebarea era alta. Maria, noi suntem sinceri. Sunt, sigur că da. Sunt, sigur. Nu? Dar noi nu avem timp de așa ceva. În primul rând ne gândim că avem o familie acasă și suntem, cum am spus la începutul emisiunii, suntem niște familiști comuniști. Despre asta vorbeam. Nu exact. De interpretare, adică... Și în al doilea rând, ce să zic, deci nu avem timp pentru așa ceva. Ce crezi? De ce am pus întrebarea asta? Ca dumneavoastră, dragii mei, să trageți o concluzie. Artiștii n-au timp, ei s-au dus să cânte și atât. Dar eu am tot văzut, că eu nu pot să nu spun, am tot văzut, în ultima perioadă chiar foarte des, domnișoare, care cred că artiștii sunt bogați, care cred că artiștii au vreo 7-8 vile așa, una peste alta. Da. Vreo 260 de mașini, toate numai de alea nenorocire. Și vreo 200 de saci de bani acasă îngropați în curte. Conturi și așa, iahturi și așa mai departe. Nu este așa. Noi percepem niște taxe. Noi suntem plătiți ca să ne susținem familiile și ca să ne creștem copii. Atât. Avertisment către domnișoare. Mai ușor cu colegii noștri, pentru că credeți-mă, ei cu fiecare bănuț știu ce au de făcut. Se duc acasă și cumpără bomboane la copii. Cine e deștept, înțelege. Așa este.
Așa. Aveți așa o, cum să spun eu, Adi, că tu ai vorbit cel mai puțin, da. Cristi, tu ai mai intervenit, dar Adi... Da. Pleacă oile la munte. Așa. Așa. Ai, cum să spun, așa un feeling, un simțământ, o simți în suflet. Da. Intri undeva, într-o locație, sau pe o scenă, undeva să cânți, la public, la da. Multă lume. Ai câteodată un sentiment de nesiguranță, de nu te simți bine, de ai vrea să fugi de acolo. Nu pot să cânt pentru că da, te înțelegi, nu mă simt... Ți s-a întâmplat. Ți s-a întâmplat? E o chestie de asta, e un... Nu știu dacă, da, e o chestie negativă, care mi s-a întâmplat, să știi. Și ai fost varză până la final? Ai fost așa moale, ai fost... La un moment dat mi-a revenit, dar e ceva negativ. Sunt anumite locuri care îți emană ceva, o stare de asta, de... Energie negativă. Mariana, poți să intervin eu? Te rog frumos. Salvează-ți colegul. Da, să salvez. Deci și eu am întâmpinat probleme de genul și pot să zic că îl lăsam pe el. Zic, Adi, intră tu și cântă pentru că eu nu am starea necesară. Nu mă simt bine. Nu mă simt bine, da. Am o chestie care, că da, te cred, stai liniștit, își pățesc și lăsa mai mult pe el să cânte. Pentru că simți, e o chestie negativă. E o chestie de... Și lume, și sunt multe chestii, adică nu neapărat. Nu întotdeauna. Se numește vampirism energetic. Exact. Pentru că noi suntem unul singur. Deci eu sunt una singură în fața 200-300 de persoane. Am auzit chestia, dar nu de când. Sigur că ochii lor, ei se uită la tine. Toți. Deci sunt, dacă sunt 300 de persoane, sunt 600 de ochi care se uită, nu arată-ne că tu săracu ești unul singur care cânti. Și atunci îți fură din energie. Se numește vampirism energetic. Da, și nu mai poți cânta. Și, la, și e ca o stare aia de rău, știi, când ne tragem de aplecate exact, și tatăl nostru pe afară de ochi. Păi da, eu jumătate din geantă trebuie să am numai medicamente. Și bineînțeles, dragii mei colegi, și voi știți acum și râdeți în fața televizorului că spun astea, trebuie să ies afară și pentru că am ochii mai ciudați așa, ochii mei sunt vara ca frunza ierbii, verzi, iarna gri și toamna se fac așa un albastru cenușiu. Așa? Trebuie să ies afară, obligat, să le spun. Să le răspunde de ochi. Tatăl nostru, să-i trag pe mâini, etc., etc. Cam toți ați trecut prin mâna mea la evenimente. Există. Se numește vampirism energetic. Da, de ochi, că poți să te de ochi și de urât. Și de tot ce mai vrei tu. Da. Și uite cum a trecut timpul. Chiar a trecut foarte repede. Da. Ne-am simțit mine. Foarte bine. Da. La mă bucur. Ne-am bucurat. A trecut timpul. Simt o bucurie în suflet, sincer. Sper că și dumneavoastră simțiți o bucurie în suflet, pentru că am avut așa doi colegi dragi și i-ați ascultat, sunt convinsă, cu cel mai mare drag și interes. Chiar îmi pare rău că s-a cam scurs, dar sunt bucuroasă pentru că s-a cântat și foarte mult în emisiunea asta și așa va fi și de acum încolo. Interesul nostru este ca omul să asculte cât mai mult, cât mai multă muzică. Sigur, să audă și câte ceva despre fiecare în parte, dar și să-și bucure sufletul într-o seară de duminică, cu sâmbătă și duminică reluare, cu muzică de bună calitate. Vă mulțumesc din tot sufletul meu. Cu mare drag, Mariana. Da. Mult succes încă o dată. Doamne ajută, pentru mulțumesc. Invitație. Mulțumesc. Salutări întregii echipe Media TV. Mulțumesc eu în numele echipei Media TV. Știu că sunteți buni, foarte buni prieteni și colegi și dragi mie și vă respect familiile și vă iubesc din tot sufletul meu, pentru că, într-adevăr, sunt niște oameni de cuvânt, sunt niște oameni de bun simț și care știu să-și facă meseria pe care și-au ales-o. Vă mulțumesc din suflet că mare ați fost lângă mare de mine. Mare plăcere. Voi sunteți dragi. Foarte tare, pentru că eu vă cunosc de foarte mult timp. Sunteți colegi buni, oameni de bun simț și... Sentimentul reciproc. Chiar de foarte, foarte mare cuvânt. Sunt și serioși. Vă doresc succes pe mai departe. Mulțumim, întregi echipe Orizont. Doamne ajută! Mulțumim, Constanța. Asemenea, Mariana.
Și dumneavoastră, dragilor, până data viitoare, până săptămâna viitoare, până sâmbătă, la orele 15 și reluare sâmbătă noapte și duminică, reluare la emisiunea De Joc și Voie Bună Media TV. Vă spun la revedere, tot respectul pentru că ne-ați primit în sufletele și în casele dumneavoastră cu bucurie. Iar în continuare, pentru finalul acestei emisiuni, îi las pe colegii mei să vă încânte cu un colaj de muzică folclorică din Teleorman. Numai bine pe data viitoare! Mai frumos, că de mergi călare, prin s-a sus și jos, o iubești din tot satul, tot ce mai frumos. Lirit, 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 stai noaptea până-n zor legat, că tu știi și poarta, firai blestemat-o, pe care stai noaptea până-n zor legat.
pentru atâta lucru, mărioară, mărioară, nu ți-ar mai putezi drumul. Păi și pentru atâta lucru, le 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 le, nu ți-ar mai putezi drumul. La 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 la
dar la vara viitoare, dar la vara viitoare, îmi iau mândră ca o floare, gherghină floare aleasă, gherghină floare aleasă, te iau să te fac mireasă. Acasă măsurai lumai nevastă, tinerel m-a măsurat, mă. Păi de la mine a vrea acasă măsurai lumai nevastă, tinerel m-a măsurat, mă. Op, 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 lumai nevastă cu avere, vai de păcatele mele, tinerel m-a măsurat, mă. Op, 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 lumai nevastă cu avere, vai de păcatele mele, tinerel m-a măsurat, mă. Voi iar coastă, mândrastă și doarme-n casă, tinerel m-a măsurat, mă. Păi eu cu voi iar coastă, mândrastă și doarme-n casă, tinerel m-a măsurat, mă. Op, 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 dama pe la prânzul mare, vine mândra cu mâncare, tinerel m-a măsurat, mă. Op, 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 dama pe la prânzul mare, vine mândra cu mâncare, tinerel m-a măsurat, mă. Mândro că am mâncat, când te văz m-am săturat, tinerel m-am însurat, mă. Păi tu te mândro că am mâncat, când te văz m-am săturat, tinerel m-am însurat, mă. Op, 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 cine m-o fi pus pe mine să-mi par viața cu tine, tinerel m-am însurat, mă. Op, 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 cine m-o fi pus pe mine să-mi par viața cu tine, tinerel m-am însurat, mă. De la mine a treia casă, măsurai lumai nevastă, tinerel m-a măsurat, mă. Păi de la mine a treia casă, măsurai lumai nevastă, tinerel m-a măsurat, mă. Op, 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 lumai nevastă cu avere, vai de păcatele mele, tinerel m-a măsurat, mă. Op, 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 lumai nevastă cu avere, vai de păcatele mele, tinerel m-a măsurat, mă. Foaie verde ca lipanul, foaie verde ca lipanul, ofo, mai de trei ori pot covica, luleana mea, draga mea, ca să trec am draga, luleano, mai de trei ori pot covica.
bunica, luleana mea, luleana mea, ca să trec la mândra de-a luleano. Ține, Doamne, vara lungă, cât mai am parale-n pungă, nu mai pot urca la dea să mă duc la mândra ea. Ține, Doamne, vara lungă, cât mai am parale-n pungă, nu mai pot urca la dea să mă duc la mândra ea. Urcai de-al la jumătate, urcai de-al la jumătate, o vor, măi căzut fotoapele toate, leana mea, draga mea, căzut fotoapele toate, leano. Dar măi vina calului, măi leana mea, draga mea, nici apot copalului, măi leano. Ține, Doamne, vara lungă, cât mai am parale-n pungă, nu mai pot urca la deal să mă duc la mândra ea. Ține, Doamne, vara lungă, cât mai am parale-n pungă, nu mai pot urca la deal să mă duc la mândra ea. E vina mândruții mele, păi e vina mândruții mele, ofo, păi că a pus casa-n dealuri grele, leana mea, leana mea, că a pus casa-n dealuri grele, leano. Păi vina este tot a mea, măi leana mea, draga mea, că prea des mă duc la ea, măi leano. Ține, Doamne, vara lungă, cât mai am parale-n pungă, nu mai pot urca la deal să mă duc la mândra ea. Ține, Doamne, vara lungă, cât mai am parale-n pungă, nu mai pot urca la deal să mă duc la mândra ea. La toamnă când o da bruma în brațe la Adelina. La toamnă când o da bruma în brațe la Adelina. Of, 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 să mor cu capul pe prag. Of, 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 lângă cine mi-este drag. Of, 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 să mor cu capul pe prag. Of, 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 lângă cine mi-este drag. Să ia frumos pe frumos, să trăiască drăgăstos. Să ia frumos pe frumos, să trăiască drăgăstos. Of, 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 bate-mă, Doamne, cu parul. Of, 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 nu mă bate cu amarul. Of, 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 bate-mă, Doamne, cu bâta. Of, 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 nu mă bate cu urât. La toamnă când o da bruma în brațe la Adelina. La toamnă când o da bruma, când o face vinul spuma. Of, 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 să mor cu capul pe prag. Of, 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 lângă cine mi-este drag. Of, 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 să mor cu capul pe prag. Of, of, of,
lângă cine mi-este drag. Of, 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 să mor cu capul pe prag. Of, 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 lângă cine mi-este drag. Of, 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 să mor cu capul pe prag. Of, 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 lângă cine mi-este drag. Bravo! Mărine, mărine, stăteam poartă și plângeam, măi, dragă mărine. Mărine, să te usuci, mărine, mărine, ca pâinea care o mănânci, măi, dragă mărine. Și ca vinul care-l bei, mărine, mărine, că-ai tot zis că-ai să mă iei, măi, dragă mărine. Las-o, las-o, las-o așa, mărine, mărine, că și eu voi mărita, măi, dragă mărine. Mai larga de casa ta, mărine, mărine, și ți-o-i frânge inima, măi, dragă mărine. Dar la seară mi-l văzui, ședean ușa grajdului, ședean ușa grajdului, de vorbă cu murgului. Ce să mă fac, că dragostea n-are leac. De te duci la farmacie, de te duci la farmacie, leac de dragoste nu știe, leac de dragoste nu știe. Eu nu știu ce să mă fac, că dragostea n-are leac.